Un accident cumplit a avut loc miercuri seara în comuna Halmăști. O femeie în vârstă de 65 de ani a ajuns în stare critică la spital cu arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului după ce a căzut în cazanul cu borhot fierbinte. O femeie în vârstă de 65 de ani în comuna Halmăști a suferit miercuri 30 octombrie un accident cumplit. Potrivit pompierilor care au fost solicitați să intervină la fața locului, femeia făcea țuică, iar la un moment dat a alunecat și a căzut în cazanul cu borhotul fierbinte, rezultat din procedeul de fabricație a țuicii. La fața locului au intervenit echipajul de prim ajutor SMURD de la Garda de Intervenție Nușfaleu, precum și echipajul elicopterului SMURD de la Baza Aeriană Jibou. Pacienta a fost stabilizată și transportată cu elicopterul la Clinica de Mare Arș din Timișoara.